Salut și bine ați venit pe canal! Astăzi o să discutăm despre un board game table. Da, ca toți board gamer în Răișu, mi-am dorit un board game table. Sincer să fiu, am fost uimit când am văzut prețurile. Am căutat pe net. Prețurile ajung și până la 4.000, sări de 4.000 de euro. Mai de obicei le găsești pe la 2.000, 2.000 și ceva. Sincer, singura masă care am văzut-o sub 2000 era la un, pe GameFun, la un Kickstarter, dar bineînțeles că plătești acum, aștepți 2 ani. Mă rog, atât. În rest, n-am găsit board game mai accesibil. Pe lângă prețurile astea de 2000 și, cum o să vorbim de 2000, nu ne ducem la alea de 34.000, bineînțeles se adaugă TVA-ul, transportul, care mai adaugă și ele câteva sute de euro. Bun. Revenind la masa pe care vreau să o prezint și pe care stau acum aici și care o să vă prezint în detaliu, mi-am dorit deci o masă fără să sărăcesc, fără să dau faliment și să trebuiască să muncesc pentru ea câteva luni bune de zile. Așa că am apelat la un amic de-al meu, tâmplar de meserie, apropo și eu sunt tot tâmplar, așa că o să vă dau câteva detalii și din această prismă, pentru că la bază, când eram eu puștean, am terminat o școală care mă făcea așa ceva. Bun, deci să ne întoarcem. Și împreună cu el am făcut design-ul, am lucrat împreună și ne-a ieșit masa pe care o să vă prezint. Mai întâi o să discutăm din ce material este făcută masa, după care o să vorbim despre dimensiuni și toate alea, vă prezint, bineînțeles, în toate detaliile, vă zic câți bani am dat eu pe ea și, dacă doriți, cred că putem reproduce proiectul și pentru altcineva. Suma o să fie, nu o să fie, bineînțeles, mică, dar nu o să fie ca cele din afară, asta e clar. O să vedeți la final dacă credeți că... Mă rog, ne întoarcem la prezentare. Mai întâi, materialul. Asta a fost un lucru foarte important, deoarece nu am vrut o masă pe care să o pot cumpăra, pentru că marea majoritate a tâmplarilor, cel puțin de la mine din oraș sau din orașele învecinate, adică Brăila, Galați, lucrează în PAL. O să mă întrebați, bun, și ce are PAL? Ce înseamnă PAL? PAL vine, este un acronim, sunt trei litere, P, A, L, plăci din așchi de lemn sau plăci aglomerate din lemn. PAL-ul, odată când a fost inventat el, de un pic de istorie, așchile alea erau de fapt așchii care rezultau în urma debitării butucilor, ceea ce însemnau niște așchi destul de mari. Acum nu se mai face, ci așa, ci de obicei este rumeguș și ba mai mult, văzut cu ochii mei pentru că am lucrat o perioadă și în livrări de așa ceva, sunt chiar coși de semințe, pe care după ce fabricile fac uleiul, le livrează aici și ei le bag în respectivul PAL. Altă diferență foarte mare față de PAL-ul care se făcea înainte, am să spun, pe vremea lui Ceaușescu, dar nu pentru că era un... Mă rog, asta e, așa se făcea înainte. Pe lângă așchile astea e lipiciul care erau puse la un loc. Acum se folosește aracet. Și o ziceți, bun, dar ce e în regulă cu aracetul? E un lipici foarte bun. Da, e un lipici foarte bun. Numai că înainte se folosea clei de oase. Ce e clei de oase? E un clei făcut din oase. Păi fierbere, mă rog. Nu sunt foarte sigur de ce vă spun acum, dar din câte mi-aduc eu aminte, prin Europa, mai ales sud-estul Europei, exista o singură fabrică care era în România, la Mărășești, dacă nu mă înșel. Până 95-97 aceasta a fost închisă și de atunci nu mai există clei de oase pe nicăieri. Unul din motivele pentru care nu se prefera era că mirosea oribil, atât fabrica cât și tu când îl prelucrai. Cum arăta eu prima oară când l-am văzut, am crezut că e de fapt tămâie, că exact așa arată. Mă rog, e fapt niște bucățele acolo pe care se încălzesc, ele se transformă într-un lichid, mă rog, viscos așa, ca mierea să zicem, pute îngrozitor, dar după ce se usucă, devine atât de tare, este comparabil cu montașchitul din zilele noastre.
ce e montaj kit. Montaj kit este un lipici care vine la tupe cum siliconul, dar siliconul este pentru etanșare, montaj kitul este pentru lipire. Îl găsiți prin supermarkete, mai ales astea, Dedeman, Brico, de poș și mai departe. Bun, am lămurit și cu asta. Da, diferența dintre aracet și cleiul de oase e că erau mult mai bine lipite. Din cauza aceasta, dacă vă probabil mai găsiți pe undeva mobilă veche, o să vedeți că încă rezistă. Unul din principalele motive este cleiul de oase, al doilea sunt tașcile care au destul de mari și care conferă mult mai multă rezistență. Pe lângă asta și furnirul care se aplica deasupra era mult mai gros. Acum nu zic că palul din ziua de astăzi e oribil, dar calitativ e inferior. Cel puțin una din firme destul de cunoscută și cea pe care cel probabil cei mai mulți o folosesc când își fac mobilă, n-am să dau nume ca să nu vă spun, deci arată destul de slab palul. Sunt două firme mari, una un pic mai scumpă și mai calitativă, una mai slabă, cea mai slabă e cea mai vândută, marea majoritate a mobilei pe care o cumpărați e probabil făcută de acolo, ele sunt și pe groșii, sim de 16-18, ne ducem prea mult în detalii tehnice. Deci n-am vrut din par, ca să tragem concluzie. Am vrut ca masa să fie făcută din lemn. Și am ales lemn de tei. De ce am ales lemnul de tei? Pentru că odată este mai deschis la culoare, o să vedeți când filmăm, și se potrivește și cu mobila pe care o am eu în sufragerie. Și era și mai accesibil la momentul respectiv. Bănuiesc că se poate face și al lemn, dar cred prețul va crește. Și na, am ales și eu un preț ca să fie accesibil, să fie lemn, dar să nu fie lemn de nuc sau de trandafir și crește în preț foarte mult și așa mai departe. Bun, ne întoarcem la masa noastră. Deci este din lemn. Dimensiunile. Dimensiunile fiind măcută la comandă pot diferi. Eu am ales 2,20 fiind masa cea mai lungă pe care am găsit-o pe net. Sincer, inițial îi dedusem de 1,22 lățime. După ce am făcut chestia asta, mi-am dat seama că eu aici nu mai am loc, pentru că mai erau încă 10 cm, iar eu acum scaunul meu e lipit de mobila din spate și nu mai e loc, deci dacă mai puneam încă 10 cm trebuia să slăbesc, lucru care nu că ar fi ceva rău, dar nu știu dacă reușeam. Și am zis, decât să-mi iau masa și să mă joc în vară când poate voi slăbi, mai bine tai 10 cm și mă joc acum. Bun, de fapt am tăiat 12 pentru că lățimea mea are 1,10. Deci în loc de 1,22, 1,10 pe 2,20. Asta e lățimea la comandă. Pentru că am vrut ca masa aceasta să poată fi folosită și ca masă de masă, are deasupra niște plăci. După cum bine vedeți, acestea se montează și se demontează. Ele sunt în număr de 4 și au niște cepuri care intră exact în locașuri, făcând masa foarte bine închegată. De asemenea, pe sub, după cum bine vedeți, au niște mici fâșii de stinghi care previn, care este rolul lor, ca plăcile să nu se ducă stânga-dreapta, știți, să te întinzi peste masă și să fugă toată masa pe partea cealaltă. În felul ăsta, partea de deasupra este foarte, foarte bine închegată. Deci, fără probleme, nu va cădea, nu va păți nimic. Și atunci mi-am mai pus întrebarea, ce fac cu plăcile când le dau jos ca să mă joc? Probabil că le pot pune rezemate din perete, dar nu mi-a plăcut ideea de a sta cu 4 plăci care sunt un pic voluminoase, rezemate de mobilă sau din perete, mai ales că eu camera o am destul de aglomerată. Și atunci mi-a zis că trebuie să găsesc o soluție. Ce soluție am adoptat? Standul de sub, după cum îl vedeți, are loc special pentru cele 4 plăci. Acestea vor intra și vor sta fixate acolo. Loc pentru picioare rămâne fără probleme, deci se poate sta la masă să te joci fără să te lovești de ele, pe toate cele 4 laturi ale acesteia. Iar plăcile pur și simplu stau acolo și nu încurcă pe nimeni. Mi s-a părut cea mai elegantă soluție posibilă. Bun, haideți să vorbim acum de cum arată masa desfăcută. După ce eliminăm plăcile,
am ales să vedeți că este un material. Materialul este un jerseu. L-a ales soția, de fapt nu l-am ales eu. În primul rând ne trebuia și un material care să fie dintr-o singură bucată. Puteam găsi din mai multe bucăți și alte materiale, inclusiv catifea, dar nu am găsit la lățimea și lungimea respectivă, așa că am ales jerseu și din cauza prețului recunosc. Și pe lângă asta mai aveam și următoarea idee, mă, dacă nu ne place, putem lua și un playmat care să-l punem deasupra. Materialul acesta, jerseu, este lipit, în felul ăsta el nu va fugi în momentul în care te joci. Este lipit cu o soluție specială. Din păcate nu vă pot da mai multe detalii pentru că asta le cunoaște colegul care am lucrat. El știa mai multe despre soluția asta. Stă la un loc acolo și nu ai probleme. Peste materialul acesta vin laterala. Normal, lateralele pe care le vedeți la mesele celelalte sunt făcute într-o formă de U. Două plăci așa și una deasupra. În momentul în care dai gaură, acolo pui și cup holder-ul și toate alea. Dar mie nu mi s-a părut destul de rezistentă chestia asta. Am discutat cu el și soluția e elegantă și mai rezistentă ca să dea rezistență și întregii mese a fost cânduri. Mai degrabă un dulap se numește, care a fost efectiv aplicat peste, în care s-a dat respectivele gauri pentru cup holdere. Din cauza acesta nu e foarte înalt. Acum bineînțeles că o să spuneți, da, dar pentru jocurile cu miniaturi ca să rămână acolo, da. Asta este o mică problemă dacă vrei să rămâne joc cu miniaturi și să pui tablele deasupra. În schimb, soluția era să mai pun încă un dulap. Dacă aș mai fi pus încă un dulap, ar fi crescut mult prețul mesei. Așa că, pentru mine, este ok așa. Și să vă zic sincer, masa stă oricum mai mult descoperită. Deci, nu prea am folosit până acum masa ca masă. Mai am o masă mai mărișoară așa pe bucătărie, unde mâncăm, unde se primim invitați la căie. Aici, de obicei, am stat desfăcută pentru joc. Bun. Haideți să vorbim de cup holdere. Cup holderele sunt destul de scumpe, nu prea am găsit la noi în țară, de adus de afară și era și un timp de așteptare destul de mare. Iar la preț era la vreo 160 de lei, parcă găsim eu ceva. Soluția pe care am adoptat-o, cumpărat din Jumbo, castronele de metal, 3,99, 4,99, nu mai știu cât bucata, un preț destul de mic, făcut găurile respective pe dimensiunea acestora, ele intră la fi, se pot scoate pentru a fi spălate în cazul în care le folosești pentru snacks-uri și așa mai departe, fără nicio problemă, se pot pune acolo și băuturi. Eu am considerat soluția cea mai bună și de buget pe care am putut să o adopt. Pe laterale avem niște locașe pentru pus tocăne. Trei pe o față, trei pe cealaltă, cele lungi și, câte una pe cele înguste, pe lățime. Acestea sunt făcute cu freza, în respectivul dulap, fără nicio problemă, se fac simplu. Avem suportul pentru cărți, care este făcut destul de mare pe toate laturile, bineînțeles, unde pot intra cărți. Se văd destul de multe. Partea proastă la suporturile de cărți e că dacă sunt mai mulți pe aceeași parte, de obicei poate să-ți vadă cărți. Așa că în unele jocuri unde am nevoie să fie ascunse, le-am ținut încă în mână. În altele jocuri unde am jucat cooperativ, nu e nicio problemă, a stat acolo afișate. Asta e. Cam asta cu suporturile de cărți. În față mai e și un mic, nu știu, orificiu pe care l-am făcut acolo pentru zarul. Mie mi s-a părut drăguț, sincer să fiu, nu prea l-am folosit, dar zarurile de obicei au stat pe mijloc, dar e acolo. Asta a fost gândul lui pentru a fi folosit, să fie pentru zaruri. Bun, trecem la următoarea chestie și anume picioarele. Picioarele, după cum v-am spus, sunt făcute tot din lemn de tei, dar ce mi-am dorit neapărat, eu având doar sufrageria unde va sta masa și ocupând foarte mult loc, va trebui mutată că nu stă într-un singur loc, va fi greu, pentru că masa nu am cântărit-o, dar cred că are 60-70 de kilograme, poate chiar și mai mult. Și atunci mi-am dorit neapărat roți. Nu orice roți, roți cu cauciuc pentru a nu-mi strica parchetul, lucru care s-a întâmplat până acum din cauza scaunului de birou. Și m-am învățat minte, așa că am zis acum, nu, vreau roți cu de cauciuc. Roțile de cauciuc deocamdată țin, au și frână pe ele pentru a rămâne în locație, iar pe viitor, în cazul în care ceva va ceda din aceste roți, se pot schimba foarte ușor. Deci sunt prinse cu horșurubul, e un proces simplu.
Hai să vă arăt cum sunt prinse picioarele de masă, pentru că ele vin separat, logic, și există un suport, acesta se dă, se prinde șurubul acolo într-un sistem sudat, după cum bine se vede, și rămân fixate. Asta este cu picioarele de masă. Ele se strâng, se pot da jos în cazul în care se dorește mutarea, iar căpăcel acela vine pe locațiile respective. Când se prinde, se bate ușurel, nu foarte tare, pentru că la o adică vrem să-l scoatem, nu? Și trebuie să ne rămână întreag. Ce mai avem la masă? Avem pe lateral, avem o gaură, de fapt un șănțuleț mai degrabă, în care putem pune tăvițe. Da, pentru că am vrut și tăvițe. Sincer să fiu, nu le-am folosit. Mi-a fost de ajuns ce mi-a dat pe masă, dar mi s-a părut o chestie drăguță să le am și pe astea. Tăvițe care vedeți că au suport pentru cărți și suport pentru tocăre. Bun, cred că asta e prezentarea mesei în mare, nu știu, dacă mai aveți întrebări, le scrieți în comentarii și vă dau toate detaliile pe care le știu, zic eu că le știu pe toate. Da? Mai era ceva, ce am folosit pentru ca masa, încă o chestie iarăși tehnică, lemnul în timp lucrează, și anume atât lemnul cât și palul. Dacă aveți mobilă prin casă din lemn, veți observa, spre exemplu, la uși, că iarna se închid mai greu, vara mai ușor. De ce? Pentru că lemnul absorbe umezeala și dacă este umezeală în casă, el se umflă. Deci lemnul lucrează. Mai exact cum fac șinele de tren sau de tramvai, știți, de aia, tăietura aia? Mă rog, ne întoarcem la lemn. Lemnul, de fapt, absorbe umezeala și se usucă. Pentru a nu se întâmpla asta, placa era foarte importantă să nu lucreze, să nu apară denivelări în timp, pentru că vreau neapărat să fie fixă, exact cum sunt mesele de biliard. Și din cauza asta am folosit o placă specială din lemn, care îmbină cumva, se face ca un fel de tablă de șah, care va opri cumva ca lemnul să lucreze. În felul ăsta nu vor apăra teoretic niciun fel de denivelare. Acum, sper să am dreptate, sper să nu mă trezesc cu denivelare. Bun, cam asta e prezentarea mesei. Punctele forte e că e la comandă, dimensiunile sunt cum le vrem. E acoperită, am făcut cup holdere și locuri pentru token și pentru cărți, material textil acolo, suport pentru plăci și faptul că e din lemn natural, din tei mai exact. Pe care, apropo, l-am bălțuit după aia pentru ca să-i dau și un pic de nuanță. El era mai deschis, mult mai alb și l-am făcut un picuț mai bej. Bun, și acum prețul, pentru că asta vorbim ce e cel mai important până la urmă. Prețul este 1000 de euro, adică 5000 de lei sau 50 de milioane vechi. V-am zis, prețurile și cele pe care le-am discutat cu alți board game în România, am văzut că prețurile se învârt la 9000, adică 80 de milioane, 90 de milioane vechi, bă, spunea cineva chiar și de 112 milioane, mă rog, spunea, nu știu, nu cunosc exact, eu zic din ce am prins din alte conversații și mi s-au părut niște prețuri totuși mari. Așa că faptul că masa asta s-a încadrat la 1000 de euro, mă rog, fără transport, eu am avut norocul că tipul care am lucrat e în oraș cu mine și transportul a fost gratuit. În cazul în care e distanța mare, nu se mai poate face asta. Da, fără TVA și fără transport, pentru că și prin curier la o adică nu va fi un transport de sute de euro, nu va costa atât. Eu zic că e o masă accesibilă pentru board game, pentru cei care își doresc board game, cât de cât. Na, mă rog, acum personal schimbă experiența această masă, în mod clar, da, mă rog, nu această masă, masa de board game în general, schimbă experiența, da, poți juca fără ea, logic că poți juca, până la urmă poți juca și pe jos și în pat, dacă îți dorești cu adevărat, cred că poți juca și pe iarbă sau pe nisip, da. Un joc, în principal, poate fi jucat aproape oriunde. Tot treaba ei să-ți permită cât de cât să nu bată vântul, să-ți dărâme miniaturile sau să-ți ia cărțile, să nu fie foarte mari de nivelări, cum ar fi la munte, eu știu, pe vreo să încă ceva. Da. Dar, în rest, poți juca aproape oriunde. Dacă ai masa, da, te vei simți mai bine, vei experimenta lucruri mai interesante și mult mai, nu știu, cum să spun, mai nuanțate, cred că ar fi cuvântul pe care îl caut.
Cred că ăsta este cuvântul pe care îl caut, da. Board game-urile vor avea un mic plus. Vor părea altfel. În special, board game-urile mari. Alt lucru pe care vreau să-l menționez, ce încape pe masa asta, ce jocuri încape, ce jocuri am pus eu și am văzut că încap. Nemesis Lockdown, care e un joc mare, are multe miniaturi, mi-a încăput tot. Massive Darkness. Massive Darkness nu e un joc mare, n-are un board game, e făcut, mă rog, modular, din 3-4 plăcuțe. Ideea că are foarte multe miniaturi și asta înseamnă că trebuia să ocup foarte mult loc cu miniaturile. Acum au loc fără probleme pe masă. Alt board game pe care l-am încercat destul de mare, Lord of Hellas. Destul de mărișor, fără probleme. Witcher World War. Fără probleme în cap, rămâne chiar și loc pe masă. My Father's World, Rivers of Midgard. Și cel mai mare joc pe care l-am eu în colecție, War of the Ring, care are cel mai mare board efectiv. E făcut din 4 bucăți. Asta, Nemesis e făcut din 3x2. Ar veni 3 lungime pe 2 lățime. War of the Ring e făcut din 2x2, dar alea sunt mai mari. Deci efectiv e cel mai mare board game pe care l-am eu, care ocupă cel mai mult spațiu. Plus, cred că 180 de miniaturi și cu două extensii, fără probleme am căput tot, într-adevăr, a ocupat toată masa și nu cu plăcile, ci masa decupată, cum ar veni, a ocupat toată masa, dar am căput tot fără probleme. Mi-aș fi dorit să am și Twilight Imperium să-l testez. L-am jucat chiar de vreo 2 sau 3 ori, cred. Dar nu era meu, iar persoana care îl deținea, mă rog, nu pot lua legătura cu el, să-l probăm. Bun, e din alt oraș și asta e. Deci, aș fi vrut să-l încerc și Twilight Imperium, e un joc imens, se ocupă foarte mult, aproape cât Eclipse, dar mai mult ca Eclipse. Nici Eclipse încă nu l-am testat, să văd dacă încape în masă, pe masă. Teoretic eu zic că ar încăpea amândouă, dar rămâne de văzut. Chiar dacă nu încap în zona în care ai decupajul acela, dacă punem și tablele, sigur încap pentru că mai câștigi cei 10 cm din fiecare parte. Astea fiind zise, vă mulțumesc că v-ați uitat. Să-mi spuneți dacă aveți board game table, dacă știți să-l... pe cineva care face, poate știți pe cineva care face chiar mai ieftin. La un moment dat văzusem pe Facebook pe cineva, propunea o masă la vreo 1500, dar cât am văzut era PAL, dar nu comentez, nu știu, e fiecare își face ce dorește. Dacă v-ați făcut masa voastră, pentru că știu că sunt unii care își fac, cât v-a costat, cum arată, ce dimensiune are, din ce lemn sau, eu știu, din ce materiale ați făcut-o, sunt tare curios de soluțiile pe care le-ați găsit. Puneți-le în comentarii să aflăm toți cam ce cu board game-urile, board game table astea, cât, ce prețuri și așa mai departe. Mulțumesc că te-ai uitat la acest clip. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, poți susține link în descriere. Eu, din partea mea, vă urez o zi bună. La revedere, nu uitați să rămâneți dornici de lectură și să vă mai și jucați din când în când.